Așa arată în prezent singura zonă de agrement din municipiul Suceava. Turiștii care ajung aici nu-și mai pot da seama dacă se află într-un parc sau au ajuns la groapa de gunoi a orașului. Situația este cunoscută și de autoritățile locale, care recunosc că parcul nu a arătat niciodată mai rău ca acum. Oricât de mult am face noi aceste campanii de curățenie, la 2-3 săptămâni după ce le finalizăm, apar din nou probleme și mizerie în acel parc. Odată ține și de mentalitatea anumitor oameni, mentalitate care înțeleg că nu trebuie să păstreze curățenia și să-și pună, să arunce mizeria pe jos, sau sunt și alți factori, printre care cele două magazine din zonă, pentru că nu-și securizează punctele de colectare a deșeurilor. De departe, cea mai mare cantitate de gunoi din șipote provine de la firmele care își desfășoară activitatea în zonă. Odată cu topirea zăpezii, la o aruncătură de băți distanță de punctul zero al Sucevei, au ieșit la iveală grămezi mari de ambalaje din nailon și carton. Deșeurile poartă siglele patiseriei Melibea și fast-foodului McDonald's. Administratorul firmei Melibea ne-a spus că a încheiat un contract de salubritate cu firma Rosal și că ambalajele au fost aduse în pădure de boschetari care caută alimente la buncărul de gunoi. Această situație plină de gunoi în jurul nostru este creată datorită faptului că există foarte mulți boschetari care nu au alimente, nu au ceea ce consuma. Gunoiul fiind sub chei, lacătele se sparg, se iau periodic saci, se deșartă în parc, în spatele buncărilor de gunoi și imediat ei își caută ceea ce este. Ei, datorită faptului că există și vânt, există condițiile care sunt în jur, toate cele care rămân, care nu sunt alimentare, pungi, ambalaje, cutiuții, toate sunt prăștii în tot parcul. Situația nu ne place nimănui, deci noi am sesizat primăria, suntem dispuși să reglementăm situația asta, să putem să facem tot ce înseamnă igienizarea parcului, însă avem nevoie și de o aprobare a primăriei pentru ca să constate că noi, ca Melibea, ne-am luat sarcina să facem curățenie. Vineri dimineață, un grup de angajați ai primăriei, elevi și voluntari ecologiști, vor curăța din nou parcul de la poalele cetății. Pentru că nu au securizat genele de gunoi aflate pe proprietate privată, cele două firme riscă amenzi și li s-a transmis să igienizeze zona. Vineri facem un apel la toată populația, toți cei care vor să vină să ne ajute să curățăm acel parc. Repet, nu este în proprietatea primăriei Suceava, nu putem salubriza zilnic, dar întotdeauna la o campanie de curățenie am dat și importanță deosebită acestui loc. Societățile din zonă mai dau vina pe noi, pe primărie, mai dau vina pe societatea care face salubrizarea, dar eu cred că trebuie să ne întâlnim, să găsim la mijloc o soluție, în așa fel încât partea de sus a parcului, care ați filmat și dumneavoastră, să nu fie plină de mizerie și de pungi.